Ați nimerit vreodată la o nuntă, la o masă aflată în apropierea orchestrei? Dacă da, atunci știți deja ce pacuste poate să însemne un volum disproporționat și cum poate transforma acesta, chiar și cea mai inspirată melodie, într-un conglomerat de decibeli care nu fac decât să-ți agreseze timpanul. N-ați vrea să le faceți una ca asta ascultătorilor voștri, așa că antrenați-vă vocea astfel încât să puteți doza volumul acesteia în funcție de necesități. Dacă veți avea un microfon, nu va fi nevoie să faceți eforturi, să le spunem, suplimentare. Puteți vorbi normal și lăsa volumul pe seama instalației de sonorizare. Dacă însă veți vorbi fără microfon, uneori va fi nevoie de o voce puternică. În mod evident, o astfel de voce impresionează mai mult decât una firavă, în cazul căreia poate chiar trebuie să face eforturi importante de concentrare pentru a desluși cuvintele. O voce prea puternică, însă, în anumite circumstanțe, se poate dovedi la fel de deranjantă pentru urechile publicului. Cui ar plăcea să asculte un vorbitor care țipă sau se răstește de-a dreptul la el? Poți evita însă astfel de situații adaptându-ți volumul vocii cadrului în care are loc prezentarea, dar evident și publicului căruia îi te adresezi. Un spațiu generos va cere o voce pe măsură, unul intim, o voce care să nu agreseze audiența. Actorii obișnuiesc să ia ca reper ultimul rând și să-și calibreze vocea, astfel încât și spectatorii aflați în ultima linie să le poată auzi replicile. De ce n-ai face la fel? Sigur, pentru asta ai nevoie de exercițiu. Nu e însă nici atât de greu și nici atât de complicat pe cât pare la prima vedere.